Actorii ai să mor de foame. Oare actorii mai au emoții? Bună și bine v-am găsit la nou de la mine pe canal. Astăzi revin cu un clip cu un subiect pe care nu l-am mai abordat până acum pe canalul meu de YouTube, dar pe care m-am gândit să-l dezvolt un pic, având în vedere că am început să prind un pic de experiență în sensul ăsta și mai exact astăzi vorbim despre teatru. Vreau să vin așa cu un fel de încurajare, imbold, spuneți-i cum vreți, de a merge la teatru pentru că cred că este o activitate care, nu știu, în primul rând te relaxează, te îmbogățește, te face cumva să ieși din rutină, să zicem, îți distrage atenția, e înălțător, să zic așa. Și o să încep un pic cu o mică povestioară pe care posibil să eu mai fi spus de-a lungul timpului. Cei care sunt cu mine de mult timp o știu, cei care sunt noi vom veni pe canalul meu, probabil că nu o știu. Ei bine, eu am fost mereu atrasă de teatru. Mi-a plăcut foarte mult, dar din postura de a juca. Nu știu, mereu aveam jocurile astea de copii. Mi-a făcut costumul, mi-a pus în cap niște antene așa roșii. Eram toată îmbrăcată în roșu. Nu mai știu dacă am, adică, sigur am o poză. Eram o furnicuță. De asemenea, am mai jucat rolul scufiței roșii, dacă nu mă înșel. Deci eram foarte atrasă de partea asta, nu știu, îmi plăcea foarte mult. Doar că, din păcate, pentru că, na, erau anii care erau, eu sunt născută în 94, nu prea era încurajat. Nu, actoria nu era văzută cu ochi buni, nu ca acum ar fi, dar cel puțin atunci era chiar descurajată, cel puțin în zona mea, să zic așa. Tata mereu îmi spunea, cu actoria ai să mor de foame. Deci e o chestie pe care mi-a rămas în sufletul meu și în mintea mea de atunci. Și deși cumva știam că m-aș potrivi pentru că am avut mereu așa o fire mai teatrală, mi-a plăcut să fiu în lumina reflectoarelor, să zic așa. Nu am făcut nimic în sensul ăsta. Mereu le reproșez într-un fel părinților mei că nu m-au dus undeva să profit de treaba asta. Țin minte și acum că îmi spunea mama când eram mică, sau de fapt mi-a spus asta după ceva ani de la acea întâmplare, că doamna învățătoare i-ar fi spus mamei mele să mă ducă la, nu știu, cred că la Palatul Copiilor sau nu știu unde a venit, pentru că venea mare actriță, regretata Stella Popescu, și, nu știu, în căutare de talente, să zic așa, și mama nu m-a dus, motiv pentru care eu le-am tot reamintit de-a lungul timpului și fac asta din nou acum, îmi cer scuze, dar, na, cine știe unde ajungeam acum dacă, na, în fine, trecem peste. Glumesc, a rămas așa un fel de glumă internă între noi și înțelegeți că am fost foarte atrasă de actorie. Nu s-a întâmplat nimic în sensul ăsta, dar asta nu înseamnă, nu m-a făcut să stau departe de teatru. Mereu țin minte că mă duceam și cu mama, mă duceam și cu școala când era liceu, whatever. Nu știu, mereu când auzeam de mers la teatru, eram acolo. Da, eu vreau. Deci mă duceam foarte des. O perioadă nu m-am mai dus. Chiar nu știu de ce, nu știu. Cred că aveam cumva în minte ideea asta că nu poți să mergi la teatru singur. Sau singură. Idee super mega greșită pe care sunt aici să o demontez. Poți să te duci la teatru singur. Pentru că oricum nu e ca și cum în timpul spectacolului stai de vorbă cu persoana cu care ai venit. Dar v-am zis, nu,
nu știu, în capul meu era, nu aveam acea încredere, nu aveam acea, nu știu, dorință, adică dorința era, dar, nu știu, cumva am pierdut legătura cu zona asta de teatru, dar am redescoperit-o recent și mi-am dat seama că pot să merg la teatru singură. Pentru că, într-un fel, este un moment de, cum să zic eu, un moment de apreciere, iubire, spuneți cum vreți, eu cu mine. Da? Deci nu trebuie să nimic. Dacă vreau să mă duc singură la teatru, o să o fac. Chiar ultima oară când am fost, am fost singură. Am fost la o piesă, divaghez acum un pic, Noi Patru, care mi-a plăcut foarte mult și m-a super amuzat. În fine, amuzant, amuzat, am vrut să zic. Ok, revenim la subiect. Mergând din ce în ce mai mult și chiar, uite, ca să vă dau așa un mic spoiler alert, una dintre dorințele mele, obiectivele mele pe anul acesta a fost să merg la teatru de minim 10 ori. Până acum am fost de 5 sau 6 ori, dacă nu știu, o să mă uit să văd și vă zic. Și vreau să merg la cât mai multe piese pentru că ceea ce fac oamenii aceia pe scenă mi se pare incredibil. Stăteam așa un pic și mă gândeam, băi, vă dați seama cât de, cum să zic eu, ce minte trebuie să ai ca să reții toate acele replici, pentru că mulți oameni îi cataloghează pe actor ca fiind niște persoane visătoare, care, nu știu, poate nu se descurcă bine pe partea asta de, nu știu, mate, chimie, română nu, că română se face și la ei, dar zic așa, care nu știu, sunt cumva, nu excluși, dar cumva sunt niște prejudecăți în jurul lor, cum că nu sunt ei cei mai cei. Dar eu sunt aici să vă zic contrariul, pentru că mi se pare incredibil, adică nu poți să fii prost actor, adică ca actor, pentru că trebuie să înveți niște replici și dacă nu ai capacitatea de memorare, ești praf, poți să, nu știu, poți să fii tu cel mai bun pe interpretare. Se caută să fii bun pe interpretare, să stârnești emoții, să îi faci pe oameni să râdă, să îi faci pe oameni să plângă, dar dacă nu reții, n-ai făcut nimic. Și uneori mă gândesc, băi, eu dacă aș fi făcut treaba asta, aș fi putut să rețin atât de multe replici? Stau și mă gândesc de multe ori la treaba asta și chiar auzisem acum când am fost la spectacolul acela Noi Patru, o domnișoară lângă mine spunea că oare actorii mai au emoții? Chiar dacă au fost în atâtea reprezentații, prin atâtea orașe, oare încă mai au emoții când vin pe scenă? Este o întrebare pe care și eu mi-o pun deseori, dar revenind la memorare, mi se pare incredibil, chiar o ascultam pe una dintre actrițe la o piesă la care am fost înainte de aceasta de care v-am zis, nu mai țin minte exact cum îi spunea, Harper Regan, parcă îi spunea, dar mă uitam la una dintre actrițe pe care o urmăresc și pe Instagram, sunt câțiva actori pe care eu, de la noi în oraș, sau de fapt nu de la noi în oraș, care performează la noi în oraș, pentru că ei sunt născuți în alte orașe, dar vin aici. Și mă uitam la una dintre actrițe, pentru că am zis, persoanele care îmi plac foarte, foarte mult, le stocăresc un pic și pe Instagram sau pe TikTok, dacă au. Și este o actriță care îmi place foarte mult, se numește Blanca. Ea a avut... În spectacolul respectiv a avut o scenă în care ea era, nu știu dacă la liceu sau la facultate, cred că la liceu totuși, și o asculta tatăl ei la o lecție și vorbea extrem de repede,
așa era pur și simplu rolul. Era ascultată și prin faptul că vorbea atât de repede, trebuia să se sublinieze faptul că fata era deșteaptă și că știa și că whatever. Dar eu am rămas surprinsă de cât de repede spune, pentru că era o chestie ceva despre ghețar, dacă nu mă înșel, și era așa. Și eram, wow, am rămas impresionată. De asta vă zic că mi se pare wow ceea ce fac ei și chiar își merită banii și chiar vă încurajez să mergeți la teatru, pentru că este foarte, foarte frumos. V-am zis, este o muncă în spate imensă, adică eu îmi dau seama că pe lângă faptul că ei trebuie să repete până ajung în punctul în care să zică ok, așa facem treaba, pe lângă repetiții, trebuie să învețe rolurile alea și sunt foarte multe roluri pe care le au, pentru că nu e ca și cum un actor joacă un singur rol și aia e. Au foarte multe roluri și mă gândesc, Doamne, cum, Doamne, iartă-mă, reușesc să spună tot rolul ăla, deci toate replicile acelea, cum de nu încurcă replicile între ele, cum de nu, mi se pare impresionant. Și 28 de lei cât este. Bine, acum eu vă zic raportat la orașul nostru. Un bilet costă între 28 de lei și 32 de lei pentru actorii de la noi din oraș. Dacă vine un spectacol cu niște actori mai mari, mai cunoscuți, prețurile se duc până în 120-140 maxim, cred că am văzut. Dar eu vă recomand să mergeți atât la actorii care vin la voi, care sunt din orașul vostru sau care performează în orașul vostru, cât și actorii mai mari care pur și simplu vin în turnee, să zic așa. Apoi, de unde ne luăm biletele? Eu, când eram mai mică, știu că mă duceam la agenție și îmi luam de acolo. Doar că de când a apărut Sfântul Internet, bine, era și atunci, doar că nu știam eu, probabil, sau abana, sau poate nu aveau la momentul respectiv, dar de când cu internetul și cu social media și whatever, îmi iau biletele de pe bilete.ro sau de pe Ticket Store sau de pe Ia Bilet, cred că astea sunt cele trei. Și plătesc online, iar biletele le arăt direct de pe telefon. Nu mai tem atâția copaci sau cel puțin ne simțim vinovați că sunt tăiați, pentru că noi am folosit telefonul. Folosesc telefonul, îmi scanează biletul și aia e. Și un alt lucru pe care vreau să vă-l spun legat de bilete este faptul că dacă cumperi bilet online, ți se impune o taxă de 2 lei. Nu am înțeles niciodată de ce mi se impune o taxă de 2 lei în condițiile în care ar trebui într-un fel să fiu premiată, să zic așa, că cumpăr online și că nu mai se face risipa asta de hârtie. Dar mă gândesc că poate acei 2 lei sunt practic pentru site-ul care intermediază cumpărarea biletului. Zic și eu. Apoi, la capitolul ținută, pentru că și aici este o discuție. Eu am rămas în cap cu ideea că la teatru nu poți să te duci îmbrăcat oricum. La teatru te duci îmbrăcat cu hainele bune. Așa era pe vremuri, să zic. Acum să știți că nu se mai ține cont chiar atât de mult. Nu mai este chiar atât de strict. În sensul în care am văzut și oamenii în blugi, cu adidas și, na, un tricou, da? Deci nu mai atât de strict. O să vedeți în continuare oamenii care sunt de o anumită vârstă, că sunt îmbrăcați așa la rochie, la costum, îmi place foarte mult treaba asta, dar nu trebuie să vă simțiți acum presați să vă cumpărați niște haine doar ca să le aveți pentru teatru. În general, eu mă îmbrac fie în cămașă, fie nu știu, dacă este cald afară, poate o să-mi iau o rochie pe mine. Îmi place să mă duc îmbrăcată în sacou,
în general, dar am avut și momente în care m-am dus în tricou cu blugi și cu geacă de blugi. Deci nu trebuie să vă simțiți prost din punctul ăsta de vedere că, băi, trebuie să nu cumpăr acum nu știu ce ținute. Am văzut niște ținute foarte wow. Chiar la ultimul spectacol pe care l-am văzut și pe care iar îl menționez. Dar asta nu este o regulă. Apoi, comportamentul la teatru. Cum să spun eu, cred că unii oameni încă nu au cultura mersului la teatru bine înrădăcinată în ei acolo sau nu știu ce se întâmplă, dar sunt unele persoane care nu știu că există anumite reguli de conduită. În sensul în care nu te duci și comentezi în timpul spectacolului, nu te duci și mănânci în timpul spectacolului, nu te duci și vorbești foarte tare în timpul spectacolului, nu râzi de parcă, nu știu cum să zic, e bine să râzi, ajungem și acolo, dar sunt unele persoane care uită cumva că sunt la teatru și nu la ei acasă. Mi s-a întâmplat de multe ori să merg la teatru și să aud în spatele meu oameni care efectiv comentau piesa, deci n-am văzut, deci groaznic. Sau îi auzi că se ceartă între ei până să înceapă piesa, vorbesc, adică hai, până să înceapă piesa, mai e acceptabil, dar când începe piesa și tu încă șușotești, mă scoate din minți. Am venit să mă uit și să ascult la acest spectacol, nu să te aud pe tine cum îl ceri pe bărbatul că nu ți-a cumpărat nu știu ce. Ok? Da, legat chiar de oamenii care râd foarte tare, deci am fost, iar zic, la acest spectacol, noi patru, unde a fost cineva, o doamnă, îmi pare rău că nu am văzut, era cred că cu două scaune în spatele meu, eu am avut pe rândul 4, dânsa a avut pe rândul 6 sau 7. Măi, deci eu n-am văzut în viața mea râs mai colorat decât ăla, adică nu că colorat, era un râs care dădea în plâns, nu înțelegeai dacă plânge sau dacă râde și o făcea și în momente în care chiar nu era cazul, adică ea stârnea, adică unii oameni aveam impresia că râd de râsul ei. Da, v-am zis, este important să să ne arătăm aprecierea pentru actori prin râsete, prin aplauze, dar să fie totuși cu măsură, să nu fie deranjante, pentru că eu pur și simplu de multe ori venea să mă întorc, da, să-i zic ceva, doamnă, dar mai încet, dar mai, și nu. Acum, legat de locuri, eu să știți că optez pentru locurile din față, asta pentru că sunt și micuța de înălțime, nici nu văd foarte bine și decât să mă duc, când eram mai mic, mă duceam în spate. Recunosc că când eram mică nu prea aveam locuri în față, ori nu știam eu să cer în față, ori aveam eu impresia că dacă ceri în față o să stai cu gâtul așa în sus ca să te uiți. Cel mai jos am stat pe rândul 2. Pe rândul 1 n-aș sta, dar în general stau pe rândul 3, 4, hai maxim 5 dacă să zicem că îmi place foarte mult spectacolul și nu mai găsesc locuri în altă parte, stau și pe 5, dar de la 5 în sus nu, pentru că e mai bine așa. Și cam atât ar fi pentru azi. V-am spus, vă încurajez să mergeți la teatru, susțineți-i pe actori, pentru că merită, chiar merită. Actorii noștri sunt minunați și chiar cred că ar trebui să meargă mai multă lume la teatru, pentru că este o muncă uimitoare în spate și, nu știu, cred că dacă mi-aș dori ceva vreodată, ar fi să particip la o repetiție sau să urmăresc o piesă de teatru din culise. Mi s-ar părea foarte interesant. Nu știu, mereu am avut treaba asta în cap.
Cam atât pentru azi. Mi-ar plăcea să-mi spuneți dacă voi mergeți la teatru sau când a fost ultima oară când ați mers. Vă place să mergeți? V-ar tenta? Să știți că eu mă uit până și la piese care se difuzează online. Găsiți pe YouTube, să știți câteva. Sau eu mai ascult teatru radiofonic, dar evident că nu se compară cu teatrul pe care îl vezi tu în fața ta. Ok, cam atât a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut clipul, aștept să-i dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să aveți super bob! Am pat! Pa!